treaba asta cu a fi în politică și inclusiv în administrație locală să fii primar, pentru unii ajunge să fie o carieră de o viață. Eu nu cred că așa ar trebui abordată administrația. Mm-hmm. Pentru că se schimbă priorități, se schimbă context, se schimbă perspective. Ceea ce zic că e, ceea ce pot să fac eu azi pentru Brașov și cred că e potrivit pentru Brașov, nu știu dacă voi putea să propun soluții și voi putea să mă adaptez la contextul de peste 8 ani de zile, 5 ani de zile, 10 ani de zile. Salut! La Red Stripe Talks urmează o discuție cu o persoană din politică. După 33 de ani de incompetență, cinism și hoție, vă cred că n-aveți chef de așa ceva. Dar dacă noi am fost din nou încă o generație de sacrificiu, poate pentru copiii noștri va veni o clasă politică un pic mai bună. Așa că încercăm să cunoaștem politicieni tineri care vin poate cu alte idei. În episodul ăsta vorbim cu un domn din USR. În episodul următor cu un domn din PNL. Probabil pentru a fi echilibrați, va trebui să chemăm și pe cineva din PSD. Mai vedem. Doamnelor și domnilor, Alen Coliban. Enjoy! Bună, Alen! Salut, Octav! Pare bine să te cunosc. Întâmplarea că asta că ești acum la noi a fost cumva neprevăzută, dar e fericită și din cauza că e neprevăzută, n-am apucat să ne pregătim bine, n-am apucat să documentăm bine, dar totuși ăsta poate fi un avantaj, că ne cunoaștem pe măsură ce vorbim. Scuze că am venit în halul ăsta. Probabil că aș venit în blugi, în mod normal. Simt că mă reprezintă mai bine, dar am avut un eveniment la București și așa oficial am venit azi. E bine să avem și în podcastul ăsta și un segment oficial și serios, odată și odată. Să-mi aranjez cravata. Da. Și aș vrea să te cunosc și mă gândesc să purtăm o conversație. Nu sunt pregătit cu niște întrebări clare și coerente și cu un discurs și cu capcanele în care se prind într-un moment vulnerabil. Și poate purtăm o conversație și te întreb lucruri și mă întreb și tu lucruri și ajungem să ne cunoaștem și să emitem și niște lucruri poate interesante pentru cineva. Și dacă vrei să te prezinți. Sunt Alen Coliban, am aproape 44 de ani, două fete și sunt brașovean. Și mai mult decât brașovean, primar al Brașovului la primul mandat. Cred că o funcție importantă în Brașov. Da. Și astăzi, așa, ca să facem o minimă și rapidă și în ultim moment documentare, unde să găsim Wikipedia, Instagram și am dat peste Instagram și în Instagram acolo, am văzut o fotografie cu tine călătorind într-un autobuz. Călătorești cu autobuzul în Brașov? Sau... Nu pot să spun, știți cum e în politică, de multe ori există sentimentul ăsta al imposturii, pentru că sunt foarte multe așteptări cu care te încarci. Așteptarea să folosesc autobuzul zilnic, sper să o pot îndeplini în aproximativ un an de zile când o să și locuim în Brașov, inclusiv peste noapte, zi de zi. Momentan ajung la muncă în fiecare zi cu mașina, dar mi-am făcut abonament pe transportul public și voi pilota în perioada următoare ideea aceasta de park and ride, să vii din zona periurbană, să-ți lași mașina la intrarea în oraș și să folosești transportul public. Cred că e un exercițiu care merită făcut și care, de fapt, e singura șansă de a rezolva problema aglomerării pe termen mediu și lung. Am fost, în schimb, utilizator de transport public cu ocazia festivalului Masiv, când am avut în Brașov peste 35.000 de participanți în Poiana Brașov și cu ocazia acestui eveniment am făcut și noi un experiment la nivel local. Am închis drumul de Poiană pentru autovehicule, pentru automobilele de proprietate personală și am lăsat să meargă fluent transportul public. A fost o experiență reușită. Și ca reacția brașovenilor sau a turiștilor care vreau spre Poiana au fost...
proteste și probleme? Nu din partea participanților. Au fost întotdeauna în mediul online, apar dezbateri, apar comentarii cu ocazia unor astfel de evenimente. În schimb, toți cei care au fost acolo au zis jos pălăria pentru felul în care v-ați organizat. Și asta ne permite să considerăm că e o soluție pentru organizarea de evenimente în Poiana Brașov, fie că vorbim de evenimente muzicale, culturale, fie că vorbim de evenimente sportive. Și da, Brașovul ăsta mie îmi place foarte mult, din păcate ajung rar acolo și ajung pentru că e greu pentru mine, care bucureștean care lucrează, să pierd ceva ore până acolo și îmi pare rău că nu pot să ajung. Ajung greu, să ajung, ce 170 de kilometri, dacă nu mă înșel, se fac greu. Două ore și 9 minute cel mai rapid tren, 2 ore și jumătate, marea lor majoritate. Îți zic sincer, în București, când am treabă, vin, de cele mai multe ori iau trenul, pentru că e cel mai rapid. Nu mă gândesc niciodată la asta. Acum mi-a arătat o chestie. Nu mă gândesc, mentalitatea de bucureștean cu mașină, nu neglijez întotdeauna că ar exista și altceva în afară de mașină și comarnic și bară la bară și toate chestiile. Da, trenul, sigur. Pentru Brașov, cred că ideea aceasta de transport alternativ e soluția ideală. Poți să ajungi în gara Brașov relativ repede și predictibil, după care îți punem la dispoziție cea mai modernă flotă de transport public. Avem cea mai mare flotă de autobuze și troleibuze electrice. Totodată pentru schiori, nu știu dacă schiezi. Nu. Dar există un shuttle bus, un autobuz care te ia din gara Brașov și te lasă la baza pârtiei. Deci asta poate să economisească ore din weekendurile atât de importante cu familia, ore pe care altfel le-i petrece în trafic pe Valea Prahovei. M-am înțeles. Nu știu. Ți-am zis, nu sunt pregătit. Temele administrative și politice pentru mine sunt un domeniu destul de vag, așa că s-ar putea să te întreb tâmpenii și lucruri trunchiate și din auzite sau ce mi s-a părut mie. Dar sper să te acomodez cu maniera asta inexactă, dar în mod surprinzător sunt preocupat oarecum ca orice om care mai are și un copil de calitatea aerului în România. Și eu dimineața mai ales să alerg și de multe ori sunt blocat când văd pe airlife.ro că în momentul ăla în București sunt poluare de 100% cu roșu și dacă aleg 10 km înseamnă boală și nu e bine. Și în mod surprinzător citesc în niște studii, care iarăși nu știu când le-am citit și nu știu cât de exact sunt, că și acest ideal al purității aerului pe care ne-l închipui noi, că e Brașov, nu e așa, e unul dintre cele mai poluate orașe. Am aflat acest trivia surprinzător, știi? Cât e de adevărat sau de unde vine asta, dacă e adevărat? În primul rând, eu nu contest datele, nu contest cifrele astea. Dimpotrivă, când a început România să expună la nivel național acele hărți, calitateaer.ro, cu stațiile oficiale de măsurătoare, de multe ori am zis, haideți să îmbogățim numărul de puncte în care culegem astfel de date. Am fost printre primii care am contribuit la extinderea rețelelor independente. Eram pe vremea aceea senator, președinte al Comisiei pentru Mediu din Senat, am luat legătura cu diversi producători, am instalat senzori, am avut senzori portabili cu care am mers în diverse orașe să determin calitatea aerului, tocmai pentru că vom putea rezolva problema de-abia după ce o vom privi în ochi, după ce nu vom ascunde datele, dimpotrivă, le vom expune. Uh-huh. S-a văzut asta foarte bine în Bulgaria, la Sofia. Au avut o rețea independentă de senzori, moment în care oamenii au început să înțeleagă că trebuie să-și schimbe obiceiurile, felul în care se raportează la mobilitate în oraș și în general la mediu. La Brașov avem cele 5 stații ale Ministerului Mediului, cele oficiale, care sunt puse în zonele aglomerate, în intersecții și așa mai departe, acolo, de fapt, unde ar trebui să fie, ca să putem vedea dimensiunea problemei. Pentru că sunt alte orașe care le țin în diverse zone cu pădure prin preajmă. Deci, noi am plasat aceste stații de la bun început în zonele dens populate. Ce fac aceste stații ne arată că Brașovul a avut istoric niște probleme de calitate a aerului. Inițial pe fondul unei industrii foarte active, ulterior pe fondul traficului și al dezvoltărilor imobiliare. Toate datele colectate anual sunt raportate, iar la nivel european există acel caz de infringement. Dacă ai mai mult de un număr de zile cu depășiri
ale valorilor limită pe an, începe acest dosar de infringement. Ei bine, cele mai grave citiri au fost în intervalul 2017-2018. Noi tocmai actualizăm acum planul de calitate a aerului la Brașov și avem un studiu care reanalizează toate sursele de poluare. Studiul ăsta arată că în 2021 eram la jumătate față de 2017. Deci tendința este una de îmbunătățire a calității aerului. Din păcate, este un domeniu în care nu ai un robinet magic în care ai oprit poluarea, ci e necesar un cumul de factori. Iar pentru noi cei mai importanți sunt să scoatem industria din oraș și în ăștia 2 ani am reușit până acum 3 facilități de producție, fabrici de var, fabrici de asfalt, să le oprim din circuitul de autorizare, deci am oprit funcționarea lor în oraș, în zona locuită, să încurajăm transportul public și să-l facem cât mai verde posibil. Spuneam că avem aproape 200 de autobuze acum electrice și mai suntem în plan de a achiziționa altele. Și totodată să lucrăm pe zona de încălzire rezidențială, pentru că este a treia cauză, al treilea factor în ordinea gravității. Centrale de apartament, dacă în dezvoltările noi, multe centrale de apartament sunt echivalentul unor țevi de eșapament pe care le avem chiar la geam. Și asta se poate rezolva printr-o formă de centralizare a încălzirii, dar nu neapărat acele ceturi de pe vremea de dinainte de 89, ci centrale de bloc, centrale de quartal. Și mă bucur că au înțeles și dezvoltatorii, cel puțin în Brașov, să lucreze cu noi. Avem un HCL care impune forma aceasta de dezvoltare imobiliară cu încălzire centralizată. Banam, care este reacția opiniei publice? Nu știu cât conștientizează lumea și cât e lumea preocupată. Pentru că atunci când un site care are, al unei instituții care are niște senzori și arată acel 100 roșu pe care îl văd eu în fiecare dimineață și mă înspăimântă, are un smiley face ca reacție și un gif cu o pisicuță care se tăvălește pe spate. Asta este implicarea la nivel de social media. Pe când o știre tâmpită, trivială despre orice, are 859 de comentarii și 36.000 de like-uri. Cam aici suntem. Nu știu dacă lumea se uită sau e preocupată sau sunt doar niște nebuni care... La Brașov avem o pătură a societății care este foarte atentă și preocupată de problemele acestea. Pentru că sunt probleme legate de praf, de acele particule, microparticule, PM2,5 și PM10. Da. Pe lângă asta avem probleme cu mirosul cauzat de groapa de gunoi, care groapă a fost autorizată și își desfășoară activitatea mult prea aproape față de zona locuită. Singura soluție va fi relocarea ei pe termen mediu și lung și lucrăm în zona aceasta, în a găsi soluții și a-i convinge să se mute. Deci avem o pătură a societății foarte atentă la problemele de mediu. Este, cred eu, masa critică de care are nevoie Brașovul pentru a se orienta spre tot ceea ce înseamnă sustenabilitate. Pentru că în continuare există dezbaterea pe care o are orice oraș mare. Ar trebui să renunțăm la locuri de parcare și să facem mai multe spații verzi sau invers. Sunt susținători ai fiecărui curent în parte. Avem brașoveni care spun: n-avem unde să parcăm mașina, mai renunțați la spațiu verde din jurul blocurilor și mai faceți locuri de parcare. Și evident avem din ce în ce mai mulți brașoveni care înțeleg că tendința aceasta n-are cum să ducă nicăieri sustenabil și bun. Pentru că întotdeauna vei avea mai puține locuri de parcare decât potențialul de a genera mașini într-un oraș. Da, pentru mine ca bucureștean care vin acolo pentru entertainment și călătorie în weekend și mă învârt în centru și beau o cafea la Tipografia și vai ce drăguț e totuși. Salut, Vali! Salut, Vali! Postul meu coleg și un tip foarte mișto. Da, totul pare drăguț. Pentru mine, în scursa mea excursie, totul pare mișto și e drăguț. Nu că pare drăguț, e cu adevărat drăguț și un oraș frumos și scap din București și e o sâmbătă seara drăguță și o duminică dimineață frumoasă. Dar ce se întâmplă cu oamenii care trăiesc acolo? Ce e apasă? Ce e rău? Și ce poate fi îndreptat în Brașov? Ce e de reglat? Ce lucruri pe care turistul de perimetru de 20 de metri nu vede așa ceva? E foarte interesantă întrebarea ta, pentru că am și sondat din punct de vedere sociologic, am și mers foarte mult aproape de oameni în cartiere, în discuții. Brașovenii au fost tot timpul mulțumiți cu felul în care arată orașul.
Mă refer aici la ultimii 5-10 ani de zile. Asta însemna că există un nivel al curățeniei orașului peste media orașelor din România, există un trafic care nu prezintă problemele din București, din Cluj, din Timișoara, din alte orașe mari, avem un trafic fluent. În general, partea de spații verzi și de aspect al orașului este tot așa peste medie. Avem multe flori, multe giratorii colorate, da, da, etc. Când am candidat, am spus întotdeauna, Brașovul merită mai mult decât atât. Deci nivelul ăsta de bază și vizibil al serviciilor trebuie să-l menținem, este ok, dar avem nevoie de altceva, pentru că altfel, pe termen mediu, ajung copiii să ne plece. Să ne plece pentru că nu au joburi suficient de bine plătite, nu pot să-și dezvolte o carieră în niște domenii care să aibă valoare adăugată mare. Mediul de business începe să rămână în urmă. Ori, ce am făcut în ăștia 2 ani a fost să punem bazele unei noi direcții de dezvoltare pe toate domeniile, fie că vorbim de mediu și de sustenabilitate, fie că vorbim despre mediul economic și de felul în care atragem investitori, fie că vorbim de educație, în care am investit sume record în anii ăștia. Astea sunt lucruri care nu se văd la fel de simplu și de repede precum panseluțele sau nou strat de asfalt sau vopseaua de pe trecerea de pietoni. Însă sunt lucrurile importante care schimbă o comunitate de la bază pe termen mediu și lung. Și cred că Brașovul merge bine în direcția asta, lucru pe care în cifre îl putem cuantifica și din performanța în atragerea de fonduri europene. Deci în doar 2 ani am triplat sumele pe care Brașovul le-a accesat pentru finanțări europene și numărul de proiecte. Am trecut acum de 1,5 miliarde de lei proiecte depuse pentru finanțare, în principal prin PNRR. Și nu ne oprim aici. Am înțeles. Da, e o chestie așa, o mândrie a brașovenilor. Acum am avut de curând cu Florin Negruțiu, care a terminat liceul Șaguna și răzbate din el această mândrie, la oaltă cu alți prieteni de-ai mei, din generația mea, care șaguniști și vin cu acel vibe de acolo și mă întreb de ce toți sunt în București acum oamenii ăștia și au niște cariere în București și de ce nu sunt mai mulți oameni de calitate și de nivelul lor, probabil că nu știu, necunoscută pentru mine, de ce toți îi regăsesc aici și nu sunt și acolo. Sau nu știu eu că sunt acolo, sau e un loc bun pentru dezvoltare profesională și business, și pentru o carieră, a devenit Brașovul, sau este un loc bun pentru așa ceva? Este și este un loc ideal pentru a-ți dezvolta familia, pentru a-ți stabili familia, pentru a-ți crește copiii. Există o inversiune foarte interesantă. Foarte mulți dintre absolvenții de licee bune, și eu am terminat Șaguna, nu este singurul liceu bun din Brașov, sunt mai multe, dar aș spune undeva la 80% dintre absolvenții de licee bune din Brașov pleacă. Pleacă la București, pleacă la Cluj, pleacă unii chiar la Sibiu sau la alte centre universitare care nu au tradiția celor menționate la început. De ce asta? Pentru că dacă vrei să studiezi la cele mai bune facultăți din România pe anumite domenii, Brașovul nu are ce să-ți ofere. Nu avem, de exemplu, arhitectură și urbanism. N-am avut până acum. Am încercat și manifest deschiderea pe toate canalele posibile. Brașovul e deschis să primească universități care vor să-și deschidă filiale la Brașov. Evident, mai ales acele specializări care lipsesc acum Brașovului. Iată că am ajuns la o colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, care au început în prima fază un program de master. Anul acesta va începe. Deci încercăm să lucrăm în zona aceasta în care să oferim absolvenților de liceu din Brașov o alternativă de a studia în orașul lor. Pentru că altfel, spuneam că e o inversiune. Pleacă foarte mulți tineri și tineri cu educație bună, se duc să studieze și automat, probabil și primul job, îl vor găsi tot unde au studiat. După care, undeva la 35-40 de ani, vin înapoi. Deci vin foarte mulți români de vârsta aceasta la care acum se întemeiază familii, vin să se mute la Brașov. Aveam această migrație inversă care ne bucură, e importantă. Brașovul cred că e un oraș foarte bun pentru familiști, pentru familii, din mai multe motive.
Și mă bucur că, din punct de vedere al dezvoltării și al datelor demografice, nu este un declin. Dimpotrivă, Asta Brașovul vreau e să un te oraș întreb. Dar magnet. care este trendul? Știi dacă e un declin pe care îl vedem în multe zone din țară, dacă lumea pleacă de acolo până la un nivel îngrijorător sau dimpotrivă, sau e stabilizat undeva, sau da. Brașovul, la fel ca multe alte mari orașe, mai ales centre industriale care s-au confruntat cu problemele tranziției către capitalism la finalul anilor 90, Brașovul a pierdut câteva zeci de mii, aproape 80 de mii de locuitori. O sumă impresionantă, de la 340 de mii până aproximativ 260 de mii. Acum suntem din nou înspre 300 de mii, deci undeva la 40 de mii de locuitori au venit, sau Brașovul a crescut cu 40 de mii de locuitori în ultimii 10-15 ani. Este o creștere impresionantă de 20-25%, 20%. O creștere pe care, iată, vedem cum reușim să o susținem și să o continuăm. Pe de altă parte, ca părinte și nu numai, și ca edil, îmi doresc ca tinerii să rămână în Brașov și să aibă aceste motive. Și atunci trebuie noi să le dăm argumentele. De cele mai multe ori, principalele probleme erau cele legate de locuri de muncă, cele legate de specializări, de facultate, de a putea să-ți construiești o carieră, dar și lucruri care țin de petrecerea timpului liber. Să ai suficiente spații pentru practicarea sportului, să ai un festival, evenimente culturale, să ai ce să faci în oraș. Și cred că ultimii 2 ani au oferit suficiente argumente pentru tineri că Brașovul e un oraș fain. Da, pentru prima dată, nu știu, am avut ideea asta, filmul face pian și Alexandra e preocupată să vadă cât mai multe concerte, nu știu ce, și deodată a venit ideea așa din senin, trebuie să mergem, e un spectacol extraordinar la Filarmonica din Brașov și mi s-a părut o opțiune. Cum? Adică trebuie să mergem la Brașov, să noi din București, care iată avem toate, da, acolo vine acest cuplu de violoniști extraordinari, scuză-mă că nu le știu numele. Și am plecat într-o după-amiază cu mașina la Brașov să vedem concertul și ne-am întors. Acum pe 11 martie cu Dragan Nu, Maestrovici. nu, 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 a fost acum vreo 2 luni, dacă nu mă înșel. Da, și am fost acolo, mi s-a părut așa un act de lejer extraordinar să mergi într-un alt oraș, oarecum îndepărtat, și să vezi un concert și să te întorci. O excentricitate plăcută, până la urmă. Ce e fain, avem spectacole sold out, deci cu casa închisă, la filarmonică, la operă. E cu tot o altă vibrație a vieții culturale a orașului. Și asta cum s-a întâmplat? În primul rând, am avut concursuri de angajare pentru zona de management a instituțiilor culturale și au venit oameni tineri, foarte capabili. În cazul Filarmonicii este Dragoș Dimitriu, care este unul dintre marii pianiști români Da, contemporani, care a studiat la Viena, a și lucrat în afara țării și care vine cu o viziune de management cultural, de care orice oraș din România are atâta nevoie. Și brusc, Filarmonica a ajuns să facă niște spectacole fantastice, să aibă invitați fantastici. A fost Mișa Maischi în anul trecut cu un concert fabulos. Și genul acesta de evenimente nu se întâmplă doar așa din când în când, ci sunt cumva la ordinea zilei, se întâmplă frecvent. Și mă bucur pentru că, având evenimente de calitate, crești consumul și nivelul cultural al unei comunități. Și îți dau niște cifre pe care le-am găsit impresionante. Avem o clădire istorică, un monument istoric de clasă A, fosta bancă Săsească, care e chiar pe Republici, deci chiar pe pietonal, în zona 0 a orașului. Clădirea asta a trecut printr-un proces de renovare care a durat ani de zile. Mult timp era cu niște cerșafuri pe fațadă și Da, cumva o rușine a orașului. Proiectul prevedea să avem la parter un restaurant și o cafenea și acolo erau tot felul de discuții legate de prietenilor care vor opera astfel de spații. Când am ajuns să luăm o decizie, am zis hai să facem un centru cultural. Și brusc am deschis practic cel mai mare centru cultural din Brașov. Pe 4 niveluri, o clădire serios, fabuloasă, când a fost deschis asta? spectaculoasă, în 16 decembrie. Și am deschis acest centru cultural într-o formă pilot, pentru că nu aveam structura administrativă care să se ocupe zi de zi de astfel de evenimente. Am avut o lună de zile ajutorul filarmonicii și managementului de la filarmonică și în luna asta de zile am avut
tot felul de evenimente. Am avut Art Safari la Brașov, am avut concerte, am avut adunări și evenimente de tip cenaclu și lansări de carte. A fost full, a fost plină. O lună de zile, într-o lună de zile, 50.000 de oameni au participat la evenimente. Dacă mă raportez la o medie zilnică, sunt mai mulți oameni decât merg să vadă echipa de fotbal pe stadion. Deci să ai mii de oameni într-o zi care să-ți vină la un centru cultural arată o nevoie, o foame de cultură și totodată un potențial fantastic al Brașovului, un potențial care până acum era latent, era amorțit. Era bine amorțit, pentru că eu, mergând la tot felul de filmări în zonă, seara revin în oraș după filmare și de la ora 7 trebuie să faci ceva și m-am confruntat de multe ori cu chestia asta în Brașov, că era un oraș pustiu și mort seara, cultural și din punct de vedere al entertainingului sau, adică nu era nimic. Am rămas cu impresia unor nopți reci și cețoase și pustii în Brașov, unde era puțin scary așa tot. Da, mă bucur că se întâmplă lucrurile astea. Ce putem face și, de fapt, cum schimbăm lucrurile astea? În primul rând, creând context și dând spațiu celor care sunt capabili să facă asta. Deci dacă scoți de sub umbrela politică și de sub controlul ăsta politic, cultură, sport și așa mai departe, rezultatele apar foarte rapid. Iar pe cultură am mărit de la an la an sumele disponibile pentru proiecte independente. Anul ăsta avem 5 milioane și jumătate. Anul trecut am finanțat 70 de proiecte culturale, ceea ce a umplut efectiv calendarul din începutul verii până în finalul toamnei. Am avut festival de jazz, am avut o grămadă de evenimente faine și care speranța este să crească de la an la an. Sunt cinematografe în Brașov? Care e situația? Abar n-am. Probabil că lumea se confruntă cu situația gunoiului la încălzit în și vine un nebun și întreabă de cinematografe. Dar te întreb de cinematografe, că e pasiune. Da, e absolut de înțeles întrebarea. Brașovul a avut acele cinematografe istorice gestionate de, nici mai știu cum se numea, structura centralizată, care la un moment dat a descentralizat infrastructura asta către autorități locale, cu condiția ca ele să mai găzduiască din când în când evenimente de acest gen. Din păcate, perioada în care cinematografele au început să stea închise și să aibă probleme financiare s-a suprapus cu modelul de mall de cinematograf. Deci avem și noi acum mall-uri și cinematografe în mall. Dintre vechile cinematografe, cel mai mare, Patria, care avea cred că vreo 600 de locuri la momentul respectiv, a fost transformat în sala de spectacole a Filarmonicii, deci unde ați fost, cinematograf Patria. Da. Și mai avem încă trei. Cinematograful Astra, unde se organizează festivalul de film montan, unde sunt proiecte independente care vin către Consiliul Local cu aprobare de colaborare, astfel încât să putem să le deschidem această sală. Practic, ele au fost transformate în săli de spectacol, infrastructură culturală mult mai flexibilă din punct de vedere al destinației. Nu mai sunt doar cinematografe, sunt săli care găzduiesc tot felul de evenimente. Deci avem cinematograful Astra, cinematograful popular pe care tocmai l-am recepționat din procesul ăsta mai îndelungat de reabilitare și mai este fostul cinematograf modern de pe Griviței. Toate trei, alături de Centrul Cultural Apolonia, de Banca de Cultură Apolonia, cum i-am zis, despre care am vorbit mai devreme, sunt acum administrate de noua structură. Am creat un centru cultural, o instituție de spectacole cu personal propriu care să deservească și să facă management pe aceste elemente importante de infrastructură. Pentru că ai nevoie de administrare, de clădire, ai nevoie de curatorie, astfel încât să te asiguri că evenimentele sunt de calitate. Ultima oară când am fost pe drumul de sub Tâmpa, am văzut că o piscină care părea un gest promițător la un moment dat, e în paragină. Ce se întâmplă cu... Sau mai e în paragină? Sau a fost... Are vreun sens spațiul ăla acum? Nu știu ce se întâmplă. Este vorba de fostul complex Agrement, care avea piscină, sală de dansuri, e și o popicărie, o sală de bowling acolo. Exista și un patinoar cu nocturnă și cu instalație de gheață artificială. Nu o să vorbesc foarte mult despre centrul acesta, pentru că el nu este în administrarea primăriei, este la Consiliul Județean. Din informațiile pe care le am, pentru că
Ne-a manifestat și noi interesul, dacă decât să stea închis, noi avem o direcție care administrează patinoar, bazin și toate elementele de infrastructură sportivă, am fi putut să ajutăm, să-l administrăm sau să găsim o formă de colaborare, însă Consiliul Județean are un proiect avangardist, ambițios, în care vor să mute biblioteca în acel spațiu. Okay. Deci probabil că într-un viitor nu foarte îndepărtat, acolo nu va mai fi piscină, dar va fi o bibliotecă. Am înțeles. Și sport pe unde facem în Brașov? În afară de schi. Sport? Tocmai avem anul acesta 25 de terenuri în reabilitare. Fie că vorbim de terenuri în cartier, zone publice, fie că vorbim de curse ale școlilor pe care le deschidem publicului. Și am insistat aceste amenajări să le facem la un nivel calitativ cerut de practicanții sportului. Mm-hmm. Pentru că am văzut diverse cataloge și diverse firme care vin și strântesc un teren din ăla de iarbă sintetică și mai pun și un coș de basket. Nu știu cine a jucat basket pe iarbă sintetică. Și de asta am investit în domeniul ăsta și anul ăsta o să se vadă și mai multe puse în practică și finalizate cu instalații de nocturnă, astfel încât vara să putem să le folosim până 10-11 noaptea. Deci cât permite timpul și cât permite și interesul celor care practică. În plus, convertim anumite zone și dau un exemplu. Avem un pasaj, pasajul Fartec, care și el a stat ani de zile în reabilitare. Sub el vom face cel mai mare skate park și bike park pentru comunitatea tinerilor din Brașov care sunt amatori de astfel de sporturi. Iar în zona adiacentă avem teren de basket, avem un teren de fotbal și dezvoltăm astfel de baze sportive. Problema cea mai mare cu care ne confruntăm este lipsa spațiului public, proprietății publice. Nu mai avem terenuri, oricât pare de ciudat un oraș ca Brașovul să zică nu avem terenuri. Avem destul de puține terenuri în zonele locuite în care să putem să facem astfel de amenajări. Și de câte ori găsim un astfel de teren, întotdeauna e o discuție ce ar trebui să facem mai degrabă. Să facem o creșă, o grădiniță, pentru că sunt elemente de infrastructură importante pentru familiile care se mută în Brașov și pentru brașovenii care au copii mici și avem deficit pe locuri în creșe și grădinițe. Acum avem 10 proiecte, 10 creșe și grădinițe în dezvoltare. Deci creșe sau grădinițe sau facem bază sportivă sau facem centru de cartier sau facem centru medical de permanență sau facem chiar parcare, cum menționai mai devreme. Și asta este lupta, de fapt, pentru spațiu public pe care o ducem acum. Da, e greu, sigur înțeleg și pe oamenii cu parcare. Fac mișto de parcare, pentru că obsesia bucureșteanului și românii în general pentru o mașină, două mașini, trei mașini pentru familie, să ocupăm cât mai mult cu mașini. Dar e una dintre probleme pe care le-am când vin cu mașina la Brașov, pentru că dau multe ture și abar n-am, până la urmă o să găsesc și niciodată n-am rămas în mașină dându-mă cu capul de volan. S-a reglat până la urmă chestia asta. Spune-mi și mie, ce vrei să faci și nu poți și ai un regret și ai o piedică, o frână trasă într-un lucru pe care nu poți să-l urnești? E o întrebare grea, pentru că suntem o echipă de oameni care ne propunem să facem toate lucrurile, să setăm niște standarde și să dăm exemple. Asta înseamnă, le facem în folosul cetățenilor, nu e vorba de alte interese, încercăm absolut orice lucru pe care îl facem să fie accountable, da? Să fie, bun, lansezi un apel de proiecte, să fie clare criteriile, uite așa facem noi treaba asta. Cu toate astea, e foarte multă neîncredere. România are o problemă cronică cu încrederea în stat, reprezentanței statului, în procese administrative. Aș adăuga cu majuscule justificată. Absolut, absolut. Deci nu spun că vina celor care n-au încredere. E vina statului care atâția ani a arătat de-a dreptul dispreț față de interesul cetățeanului sau față de el ca om. Deci interacțiunea cu cetățeanul, de cele mai multe ori oamenii spun că interacțiunea cu statul, inclusiv la nivelul administrației publice locale, arată nepăsare, arată o neînțelegere a problemei, arată o birocrație, arată orice altceva decât empatie și o relație pe care vrei să o construiești. Schimbarea asta e foarte greu de produs. Începe de la fiecare funcționar dintr-o primărie, de la felul în care se raportează la cei care ne trec pragul și cei care cer ceva de la administrație,
continuă totodată cu societatea care nu are răbdare și normal să n-aibă răbdare. Dar de multe ori ni se spune, a, pe ce ați făcut? Că faceți numai studii sau faceți numai documentații. Vrem să vedem că se dă o sapă, se sapă o stradă. Lucrurile mari cer timp și o bună fundamentare. Iar parte din fundamentarea asta e impusă de lege. Vă dau un exemplu legat de pistele de biciclete. Da? Foarte mulți ne dorim piste de biciclete și o infrastructură sigură. Ca să poți să faci o pistă așa cum trebuie, îți trebuie un studiu de fezabilitate, da, îți trebuie un proiect tehnic și îți trebuie toate astea să le faci prin niște licitații. Deci pierzi 2 ani de zile numai cu niște hârtii. Asta e percepția cetățeanului. Da. Mai mult, ca să ai o viziune coerentă, am făcut un master plan. Am luat tot orașul, am studiat stradă cu stradă și am zis, uite, pe aici și pe aici și pe aici va fi viitoarea rețea care să acopere toate cartierele. Și din rețeaua asta am prioritizat pe ce proiecte pe care le facem primele și am depus deja pentru finanțări. Deci avem finanțări pentru proiectele astea. Ele se vor întâmpla. N-au cum să nu se întâmple. Problema e că din prima zi, de fapt nu din prima, poate după primele 6 luni primeam aceleași întrebări. Când vei face primul parc mare? Ca să faci un parc în condițiile în care n-ai proprietate asupra terenului, e un întreg proces de exproprieri și așa mai departe. Dacă ne uităm la cei care fac asta de câțiva ani înaintea noastră, vedem că nici ei nu o duc mai simplu. Tot atâta durează. Și de asta răbdarea și cum îi convingi pe oameni că merită să aibă încredere, probabil că e cea mai mare provocare, cea mai dificilă treabă de făcut acum, la primul mandat. Îți mai discutăm și de un al doilea mandat? Îți dorești asta? Ești dispus pentru asta ca om de familie sau ca un profesional pentru încă 4 ani în oficiul ăsta public, în slujba asta publică? Îmi doresc să văd proiectele astea mari, că ajung să se materializeze. Ori treaba asta e absolut imposibilă într-un mandat. Deci într-un mandat putem să începem șantierele astea. Da. Pe primele, pe cele mai avansate. De asta un al doilea mandat ar putea să îmi ofere măcar un pic din satisfacția să văd, uite, lucrurile pe care le-am început de la zero au produs efect, au produs rezultate. Treaba asta cu a fi în politică și inclusiv în administrație locală să fii primar, pentru unii ajunge să fie o carieră de o viață. Eu nu cred că așa ar trebui abordată administrația. Mm-hmm. Pentru că se schimbă priorități, se schimbă context, se schimbă perspective. Ceea ce zic că e ceea ce pot să fac eu azi pentru Brașov și cred că e potrivit pentru Brașov, nu știu dacă voi putea să propun soluții și voi putea să mă adaptez la contextul de peste 8 ani de zile, 5 ani de zile, 10 ani de zile. Și atunci e normal să existe la nivel local o rotație a administrației care să îți permită să oferi maximum într-un interval finit de timp. Pentru că nu poți să mergi să lucrezi 12-14 ore pe zi timp de 20 de ani, timp de 5 mandate, cum au încercat sau fac unii. Dacă nu poți să faci all-in treaba asta cu toată energia, fă-o pe o perioadă scurtă și după aia lasă locul altcuiva. Și asta pentru că din punct de vedere al echilibrului unei vieți normale, da, suntem oameni și noi politicienii ăștia, orice implicare într-o astfel de slujbă în folosul comunității vine cu un consum fantastic. Trăiești într-un acvariu, orice faci orice, ai parcat greșit undeva, deja ești un exemplu negativ și e normal că ești un exemplu negativ. Deci limitele pe care tu ca om ți le permiți în mod normal sunt mult mai stricte acum când ești reprezentantul comunității. Deci e trăitul ăsta într-un acvariu. Pe de altă parte, timpul pe care nu-ți permiți un job de 8 ore pe zi, pentru că vine o inundație, apare o situație neprevăzută, vine un urs. Am relocat 11 urși într-un an de zile. Da? Urșii ăștia vin și ei noaptea. Deci toate aceste lucruri îți iau din timpul propriu. Ce mi se pare așa că sunt am un lux când în weekend îmi rezerv câte o zi pentru familie. Dar nici zilele astea nu
Nu pot să spun că sunt o constantă în, în viața mea de primar. Și atunci, fiind un consum foarte intens, nu poți să-l duci în ritmul ăsta pe termen lung. Și dacă nu poți să-l duci pe termen lung, du-l cât poți, după aia lasă pe altcineva să ardă intens. Da, spuneai că odată ce ocupi funcția asta publică, viața ta este observată îndeaproape și criticată. Nu știu lucrul ăsta despre tine, dar există controverse legate de tine? Există puncte sensibile care au fost comentate, tipul ăsta e așa sau nu ne convine? Adică niște locuri comune, niște chestii, niște direcții îndreptate de critici împotriva ta. Depinde cum definești controverse. Pentru că întotdeauna va exista o zonă murdară a prezumțiilor, acuzelor, atacurilor. Nu vreau să intru acolo, da, pentru că astea sunt lucruri care creează percepții, dar care nu au treabă cu realitatea. Da. Eu încerc în tot ceea ce fac să fiu cât mai clar că ceea ce fac este în folosul comunității și într-un fel legal, transparent și așa mai departe. Cu toate astea, lucruri pe care înainte să intru în politică, și eu nu mi-am propus să intru în politică, nu am, când am ajuns în liceu și după aia în facultate, nu ziceam la un moment dat o să devin politician, din potrivă. Mi se părea așa, politica e o zonă în care e bine să nu te atingi de ea, să nu intri și tu să-ți vezi de treaba ta, să ai lumea ta dincolo de un gard sau dincoace de un gard de care nimeni să nu poată să treacă. Lucruri care nu m-a afectat niciodată cariera din mediul privat, cum ar fi faptul că am făcut 5 ani de facultate la automatică și calculatoare, dar nu m-am dat licența. Nici eu, e o problemă? Dacă vei ajunge în politică și dacă nu vei fi foarte clar de la bun început cu lucrul ăsta, adică să scrii explicit în CV, nu că ai fost la facultatea, ci că nu ai terminat-o, pentru că altfel e o minciune prin omisiune. E bine, scuze-mă că întreb, eu am terminat facultatea de film și din cauza indolenței profesionale a unei persoane, filmul meu a fost uitat în baia de developare și n-am ieșit filmul și n-am mai avut obiectul licenței. Ce dracului să fac? În sfârșit, da, trebuie să declar de acum că sunt nelicențiat. Am avut, probabil cu toții, propriile povești care se leagă ori de câte un profesor, de un episod familiar. În cazul meu, a trebuit să revin la Brașov, având o bunică cu Alzheimer, n-am putut efectiv să termin facultatea în formă de fără frecvență. Și asta mi-au și zis la un moment dat niște profesori, nu, trebuie să vii la laboratoare în fiecare. Și zis, eu m-am mutat la Brașov, nu mai am cum să o fac, să termin facultatea asta. Pentru mine, personal, n-a fost absolut nicio problemă. Nici pentru angajatorii mei, aceea, n-a fost nicio problemă. Dimpotrivă, cumva, mai ales în IT, exista aura asta, dumne, Bill Gates, uite, n-au terminat facultatea. Cei mai celebri dropouts. Ei bine, lucrurile astea, în momentul în care ajungi să reprezinți oameni, ajungi să fie foarte atent analizate și discutate, iar dacă nu ești foarte clar și faci o greșeală cum am făcut eu, să nu spui lucrurile astea explicit, e o minciune prin omisiune. Da. Și deși nu ți-ai propus să pare altceva, eu am terminat facultate de management, adică sunt licențiat, doar că nu ambele facultăți. Și în România ajungi, ai două extreme. Ai o extremă a impostorilor, pe care îi vezi în multe forme, cu doctorate, plagiate și așa mai departe, și ai o extremă a celor care încearcă să schimbe și percepție și paradigma oamenilor care se implică în politică și care la final sunt și ei oameni, nu sunt perfecți. De foarte multe ori, tendința este să suprapunem și să nu vedem că există niște diferențe radicale, dar evident nu există perfecțiunea aia de care vorbim cu toți. Iar în zona în care vei fi tot timpul expus unor atacuri dacă intri în politică, dinspre adversar și automat și presa are un reflector pe tine și e normal să fie așa, din zona asta întotdeauna va trebui să-ți rejustifici, să-ți reinterpretezi, să te regândești la toate lucrurile pe care le-ai făcut.
lucruri, habar n-am ce lucruri ai făcut în studenție, da, de care sigur, ulterior sigur, sigur. Cineva ar putea să spună că nu ești ceea ce trebuie. Și există fotografii. Da. Exact. Da, și în campania în 2020 au apărut niște fotografii cu mine de la o petrecere de bikeri de cu 10 ani înainte sau ceva de genul ăsta, unde pur și simplu eram obosit. Eu n-am fumat în viața mea vreo țigară. Mesajul și atacul era că sunt un drogat. Și că... Deci, imaginează-ți lucrurile astea pe care nici n-ai... Cum probezi că nu ești? Sau că... Pot să spun și toți care mă cunosc știu că n-am fumat în viața mea nici măcar o țigară cu tutun. Da? Dar astea sunt genul de atacuri și lucruri pe care trebuie cumva să-ți creezi o armură împotriva lor. E genul de răutate care poate să te doboare și care pune multă presiune și pe tine ca individ și pe cei din jur, pe cei dragi. De asta spun că viața în politică e o viață în acvariu. Sunt unii care își doresc asta, dar peștișorii de aur din acvariu se simt bine să fie admirați, probabil. Nu toată lumea, eu nu asta caut. Și cum reziști aceste presiuni? Adică cum păstrezi acest zâmbet și această atitudine pozitivă și cum navighezi prin viața de familie având această încărcătură mai mare sau mai puțin prezentă în funcție de perioadă și ceea ce faci? Nu o să intru foarte mult în detaliu. În răspunsul ăsta, pentru că în anumite situații astfel de, dacă îți dau răspunsul complet, mă vulnerabilizează dincolo din nivel la care mă simt confortabil. Okay. Dar întotdeauna ai nevoie, în genul ăsta de viață, de context dezechilibrat, ai nevoie de niște repere care să te reechilibreze. Pentru mine, timpul petrecut cu familia și în care pur și simplu mă rup de ce se întâmplă în rest, este un astfel de echilibru. Faptul că îmi permit încă să mai fac o tură, deschide tură vinerea seara cu soția mea. Sau îmi permit în anumite momente să mai iau un concediu. Chiar dacă în primul an am avut, nu știu, 10-14 zile restante din concediu anual. Sunt lucruri care mă ajută să mă reechilibrez. Totodată nu stau non-stop pe Facebook și online. Pentru că dacă aș face asta, aș prelua o parte din energia aia din mediul online. Faptul că sunt mulți oameni și oameni inclusiv din zona apropiată, care neavând toate datele și neînțelegând cum funcționează administrația. Ți-mi minte că tu ai zis la un moment dat că s-ar putea să zici niște bazaconii că nu știi cum funcționează o administrație. Faptul că nu avem expunerea asta și intenționat a fost ținută închisă toată lumea asta administrației publice și a politicii, faptul că nu avem expunerea, ne e greu să înțelegem de ce anumite lucruri nu pot fi făcute mai repede. Și pornim de la prezumția că la ori e prost, ori ne-a mințit, ori ne va dezamăgi. Asta este ciclu în interacțiunea cu politicul și cu administrația. Încerc cumva să, acolo unde pot să explic și, slavă Domnului, când mă întâlnesc cu oameni pe stradă, interacțiunea e foarte genuin. Asta mă lasă să zâmbesc în continuare. Știu că ceea ce fac e bine făcut și e cu intenția bună. Adică, inclusiv cei care critică, m-am întâlnit la un moment dat cu un prieten la teatru și postase un comentariu critic pe Facebook și m-am dus să-i explic și mi-a zis, uite, eu apreciez foarte mult că știu că tu ești un om cinstit și bine intenționat. Uneori am alte opinii cu privire la cum ar fi trebuit să se facă lucrurile, dar mi-e clar că nu văd tot ceea ce vezi tu. Da. E important să păstrăm partea asta de încredere și la final noi, care avem puterea asta, să producem niște livrabile, să se vadă că ceea ce facem ajunge la o finalitate, pentru că altfel, sunt doar vorbe. Iar la Brașov, lucrurile astea, eu sunt convins că se văd și că se vor vedea și mai evident în perioada următoare. Ceea ce ce-ți voi spune acum nu vreau să sune deloc ca o critică sau la o observație. Spun doar ceva. Sunt un copil crescut în comunism. Festivismul mă îngrozește și sunt sensibil, fără să vreau, la diferite lucruri. Și scrollând Instagramul tău și Remus vorbind aici că ești un tip mișto și cool și nu mă îndoiesc de chestia asta. Și pe măsură ce te văd și vorbim, cred mai mult chestia asta, nu-mi plac horele, mor dacă văd persoane cu
tricolorul pe piept, prinzându-te într-o horă. Știu că e un gest care trebuie făcut. Știu că ziua aia are o semnificație pentru poporul ăsta. Dar eu sunt supra-saturat de toate chestiile astea. Și încep să am îndoieli. Nu vreau să te simți prost sau să te critic pentru chestia asta. Îți expun și vreau să te întreb dacă horele astea merită sau pot fi evitate. Sau nu știu. Habar mă pun în situația ta, cum aș putea dilui eu cu această chestie, care, da, cam trebuie făcută. Sunt horele și nu doar horele. Hai să luăm hora, da? Uh-huh. 24 ianuarie. Statul român trăiește și sentimentul național trăiește și printr-o simbolistică a lui, pe care noi care am crescut în comunism, da, am trăit-o în diverse forme. Pentru că mergeam la școală, ne stăteam drepți, cântam imnul înainte de debutul orelor, ne îmbrăcam cu diverse semne tricolore la diverse manifestări. Pentru noi era o formă de patriotism, de a-ți arăta dragostea față de țară, pe care am interiorizat-o ulterior în democrație, în libertate, în diverse moduri. A existat chiar repulsia de la tot festivismul ăsta care era cultivat și indus în școală. Dacă mă întrebi pe mine, nu este mediul în care să mă simt cel mai confortabil, da? Acea eșarfă tricoloră, de asemenea, nu sunt genul care ar veni îmbrăcat aici în eșarfa tricoloră doar ca să arăt că eu sunt primarul. În schimb, dacă nu o porți, faptă penală. Există evenimente din an în care tu, reprezentant al comunității, trebuie să fii acolo ca reprezentant al comunității, indiferent de ce crezi tu, Alan, ca persoană fizică. Nu cred că nicio rușine să porți tricolorul pe piept, dar mă gândesc la tot ansamblu, tot contextul, sunt niște imagini care involuntar îți trezesc niște amintiri. Știu. De altă parte, sunt foarte mulți români care simt asta și pentru care treaba asta e importantă. Sunt oamenii care vin acolo la horă. Sunt convins. Nu i-am adus eu. Sunt convins că niciodată. Oamenii sunt bine intenționați și vin dar acolo. Eu, mai ales ca primar, nu pot să fiu primarul unora. Trebuie să fiu primarul Brașovului și al brașovenilor. Treaba asta vine cu ofișa postului care include reprezentarea la astfel de evenimente. Ce încerc să fac, încerc să pun în fiecare luare de cuvânt, în fiecare discurs, astfel de evenimente vin de cele mai multe ori cu câte un discurs aferent. Încerc să pun cât mai mult din mine în el. Și de cele mai multe ori nici nu sunt omul care să citească de pe foaie. Mă gândesc ce înseamnă pentru mine, ce ar însemna pentru Petra, pentru fiica mea, ce înseamnă pentru Runa, fiica mea mai mare, și încerc să pun amprenta mea personală în felul în care trăiesc acel eveniment. Spuneai de festivism și acolo I feel you. După ce nu voi mai fi primar, nu o să-mi fie dor, probabil că nu mai sunt acolo în centru acestor evenimente. Cu toate astea, o să marchez sărbătorile naționale așa cum le simt eu și le simt să le trăiesc alături de cei dragi. Pe de altă parte, au mai fost astfel de simboluri, că intrăm într-o zonă simbolistică, a simbolisticii. S-a deschis în Brașov un mall în centrul orașului, chiar cred că a fost în prima lună de când preluase mandatul, oricum chiar la debutul mandatului. Se deschide un mall mare, o investiție mare, care nu-i doar pe spații comerciale, ci și spații de birouri, deci are o importanță pentru zona de business și sunt invitat să fiu parte din deschiderea asta. În condițiile în care am criticat acel proiect, pentru că, din punctul meu de vedere, are o masivitate exagerată pentru ceea ce reprezintă centru civic și nu a fost suficient studiat și ajustat astfel încât să se integreze bine în spațiul ăla. Nici din punct de vedere al mobilității, erau mai multe aspecte. Deci am fost unul dintre criticii acelui proiect, dar el s-a întâmplat, independent de voința mea și altor brașoveni. Da. Am fost criticat de o parte din susținători de ce m-am dus la deschidere. Și am înțeles cât de dificil este să explic. Pentru că, da, în continuare pot să spun neajunsurile și că aș fi văzut altfel dezvoltarea aia, deși eu nu eram primar atunci, dar în momentul în care a ajuns la un final investiția asta, fiind o investiție pentru Brașov și care contribuie la dezvoltarea Brașovului, a trebuit să fiu acolo, ca primar, nu ca persoană fizică. Sunt genul de situații și de decizii în care se spune că în politică trebuie să înghiți broaște râioase. Da? Chiar într-o discuție legată de etică,
politicianul întotdeauna va fi cu mâinile murdare. Deci asta pentru că va avea de luat decizii pentru o majoritate a comunității sau pentru o parte largă a comunității în detrimentul unei părți mai mici, care tot timpul va acuza și va fi nemulțumită. Acolo treaba asta cu murdăria pe mâini. Etică înseamnă să nu ascunzi treaba asta. Adică să fii accountable, să dai explicațiile și să-ți asumi că în cazul respectiv gestul respectiv era gestul normal. Cumva, nu știu, iarăși iese la iveală ignoranța, Poiana Brașov este sub armist. E cartier al Brașovului, da. Cartier al Brașovului. E norocul nostru că avem cea mai mare stațiune de sporturi de iarnă, da. O un cartier am al municipiului. Am văzut și cum Monden în ultima vreme, am văzut, da, puțin show-off acolo, dar face parte din peisaj, e ok, nu, e doar așa, un comentariu ironic. Dar eu am fost la nu știu ce training iarna asta și am prost obicei de a alerga dimineață și nu cunosc bine locul și spațiul în care se presupune că ar trebui să alerg era drumul principal unde erau multe mașini. Ce te am zis, vai ce paradox, sunt în acea natură și n-am unde să alerg, nu m-aș fi dus chiar în pădure iarna dimineața, fiind puțin mai fricos, dar am văzut un stadion în Poiana Brașov. Că era închis, am cerut voie să unei doamne dacă pot să alerg, doar să alerg, nu, n-am venit cu o bombă spre a detona stadionul. Doamna a zis că nu, am rugat dacă poate să mă intereseze, că stadionul e dedicat sportului, din câte știu eu, a mai venit un domn la fel de neplăcut, încă o doamnă, încă un domn, care m-au luat la, că trebuie aprobare de la București, că nu se deschidea cine sunt eu, dar ce vreau eu aici, dar cum să intru pe stadionul lor, dar am aprobare, dar să vin cu o hârtie, adică anul era 1983, ce se întâmpla acolo. Da. Da. Este Hotelul Olimpic, fostul patinoar din Poiană, precum și acest stadion, țin de Ministerul Tineretului și Sportului. E chiar bază aici. Olimpică de pregătire. Da. Mai mult, o parte, o bucățică din stadionul ăsta a ajuns, habar n-am cum, în mâinile unor dezvoltatori. Deci acolo stadionul, de fapt, e o suprapunere de două terenuri, din care un teren e privat. Și mă voi opri aici, pentru că, dincolo de asta, e o atitudine a statului român în diverse forme de organizare, în cazul ăsta ministerul, în alte cazuri chiar nivel local, care noi, vezi, Doamne, nu deschidem niște baze publice, niște baze sportive să facă oamenii sport, nu, le conservăm, le ținem acolo să nu cumva să le strice cineva. Cam asta e atitudinea și când vorbim despre să deschidem curtea școlilor. Avem acum, slavă Domnului, o lege care spune că ar trebui deschidă și ajungem la niște dialoguri interminabile legate, da, bun, dar cine păzește, da, cum facem cu toaletele, hai să instalăm toalete, da, cum facem cu camerele de supraveghere, da, cine plătește dacă se strică cineva, păi cum cine, tot noi. Că primăria are, de fapt, proprietatea pe bazele astea sportive. Școlile le au în administrare. Și, slavă Domnului, avem în Brașov directori de școli deschiși, mulți deschiși la minte, care zic, da, domne, îmi faci terenul de sport, nicio problemă, îl deschidem și pot toți copiii din cartier să vină să bată mingea. Că altfel, unde mai bați mingea? În copilăria noastră o băteai în spatele blocului, dar acum spatele blocului e o mare parcare. Da. Deci, din păcate trebuie să schimbăm mentalități, că sportul nu e ceva ce face rău și strică baze sportive. Strică mult, și șansa noastră de a scăpa de obezitate. Care ce caută lacătul ăla pe gardul stadionului? Da. Bine, acolo fiind o bază sportivă națională, probabil că așa justifică ei. Da, și normal, că au și un silos de rachete de focoase nucleare acolo. Ce e sport? Come on! Sunt niște oameni în tenis care aleargă. Asta era singura pistă de tartan în Brașov, disponibilă pentru atletism. Chiar municipiul a avut fosta arenă, Țiriac, i-a fost dat numele, la fostul liceu sportiv, care acum e Honterus, și care a stat foarte mult timp închisă. Anul trecut am reușit să o deschidem, am refăcut zgura, e deschisă. Anul ăsta amenajăm o pistă de alergare de 1 kilometru în parcul tractorul, tot cu tartan. E o suprafață mult mai sigură, nu ajungi la probleme cu spatele și alergând pe astfel de suprafață. Deci facem investiții în genul ăsta de infrastructură. Pe Poiană
Există o rețea de poteci pe unde te-aș lua la alergat. Da, nu știu de ele, nu știu de ele. Trebuie să primesc pliante. Dar da. Destul de puține spații pietonale. Și mult din centru Poienii a fost, e proprietate privată și a fost transformat așa într-un bazar cu care nu mă împac deloc și pe care o să-l schimbăm. Cum se împacă trecutul tău sportiv cu prezentul tău administrativ? Mai ai timp pentru tine și sport? Am în fiecare zi niște minute în care îmi fac programul. Am ajuns tot din zona aceea de echilibru, pentru că sportul îți oferă un echilibru și hormonal și emoțional. Și am reluat această practică a antrenamentelor de dimineață și câteva minute în fiecare zi îmi fac rutina, care mă pune într-o cu totul altă stare psihică pentru ziua respectivă. În afară de asta, am mai mers vinerea seara la schi, la schi de tură. Mai merg când mai apuc vara, mai ales să arunc la coș, să joc basket sau streetball. Da, cam așa. Dar în rest o am pe Petra cu care de câte ori apuc. Da, într-o fază în care descoperă diverse sporturi, sigur, de la basket, sigur, la volei, la fotbal, sigur. Și mă bucur să mă joc cu ea. Remus, îl avem aici pe primarul Brașovului. E o ocazie bună. Dacă ai ceva de întrebat, acum cât e pe scaun, pe background roșu, nu ezita. Ce muzică ascultă-ți? Să vorbim puțin despre muzică. Să vorbim de muzică. Muzică, sigur că da. De ce? Bineînțeles. Da. Probabil că-s mai plictisitor pe tema asta. Nu, spune-ne. Ascult Pink Floyd, ascult Dire Straits, și Deep Purple. Da. Da, mă bucur, anul ăsta chiar boaram, vin Deep Purple la 6-a oară, cred, în România, i-am văzut de fiecare dată și pe Gillan când a venit din 92 prima oară, vin Guns N' Roses la o săptămână. Da, e un an bun pentru la o săptămână unii de alții, da. Da. Ce părere ca fan înfocat Pink Floyd de re-registrarea Dark Side of the Moon de către Roger Waters by himself, așa cum știe el și vrea el? Eu cred că ajungi la un moment dat în care muzica transcede, devine mai mare decât omul în sine. Și omul cam micșorează în ultima vreme. Roger Waters, am văzut și pozițiile pe care le-a luat din punct de vedere politic. Da, da. Eu sunt de acord cu muzica pe care au creat-o și cu sound-ul ăla inegalabil. Și mă opresc aici. Pe de altă parte, orice acțiune care readuce în atenție, mai ales pentru noile generații, un sound pe care noi îl apreciem și îl considerăm unic, cred că e un gest care poate să producă, persistență în memorie pentru acele opere. Dar da, așa e. Am un prieten care a fost la reeditarea concertului din Pompei cu Gilmore și cu Pink Floyd și a venit plângând, a zis, asta a fost experiența vieții mele. Și genul ăsta de lucruri, din păcate, vedem că a existat o epocă și un anumit gen de muzică ce ajunge să fie pe finalul existenței acestor artiști. Și e trist cumva, de câte ori mă gândesc la asta. Da. Un pic de tristețe. Da, dar pe de altă parte, în timp ce noi vorbim acum, Mick Jagger la 98 de ani țopăie undeva pe o scenă la un concert de 2 ore și mâine va face la fel și poimine va face la fel. E miraculos că lucrurile astea sunt. De aia merită să mergem să-i vedem. Da. Spunea cineva, de ce vrei să te mai duci la Deep Purple, că sigur nu o să cânte cel din Time nici de data asta și pe Gillan nu-l mai duce vocea, nici pe mine nu mă duce vocea azi, dar de asta merg. Cred că merită să-i vedem și să... Și cum a fost mixtura asta cu Bruce Dickinson? Adică nu mi l-am închipuit Dickinson cântând lucrurile, habar n-am. A fost bine? Foarte fain din punct de vedere al vocii și al interpretării. Mm-hmm. Orchestra simfonică a fost și ea fabuloasă. Am fost la concert cu Petra. Petra, care acum are 5 ani, la 4 ani l-a văzut pe Mason cântând Sorcerer's of Secrets la Arenele Romane, care e cam psihedelic pentru un copil de 4 ani, dar totuși a stat foarte atentă, deci lucru pe care de obicei nu-l face, a stat foarte atentă, a dansat cu mine, a fost fain.
La fel a fost și ieri. La început i s-a părut un pic ciudat din punct de vedere al soundului și toate armoniile și suprapunerile de armonii, dar finalul cu piesele din Deep Purple a fost plin de energie. Da. Festivalul ăsta masiv de la Poiane Dance Music? Sau? E o combinație, pentru că au venit doi din top 10 DJ mondiali, dar pe lângă asta au fost și B.U.G. Mafia, a fost și ceva trap, eu nu ascult, mi-au zis colegii mai tineri că vin trupetari de trap. Okay. A fost și Ani Moisescu, a fost Andreea Esca, au mixat într-o altă scenă, că a fost o sumedenie de scene, a fost o scenă Greatest of All Times, GOAT. Și la scena GOAT era atmosferă de party, da? Așa un fel de atmosferă de vamă. Și postase Andreea Esca o întrebare, ce propune, ce ați vrea să auziți, ce să mixez. Zis, no, dacă vrei ceva mai dificil, another brick in the wall. Și n-am mixat ea, dar am mixat Cabral. Și m-am dus, i-am mulțumit, am zis, ok, uite, m-au auzit și eu Pink Floyd. Dar era și o scenă retro cu muzica de prin cluba de când eram noi studenți. Și foarte interesant, la scena retro era plin de puști. Era plin de tineri. Da, e un curent așa îndreptat spre anii ăia, știi? Sunt și un festival Nostalgia, nu știu dacă se suprapune cu aceeași timeline, dar da, există. Ce concert ai vrea să vezi în curând sau anul ăsta? Sau la ce te duci vara asta? Ai vreun plan? A, zici concert real. Concert real. Că așa, mi-am îngropat visul cu să văd un concert Pink Floyd. Nu, reunit, concert ce ne oferă sau scena muzicală. Vreau să ajung la Deep Purple. Cumva e trupa favorită a tatălui meu și trupa cu care am crescut. Aha. Și am fost de fiecare dată când au venit în România. Și probabil că o să merg la Guns, la Guns N' Roses. Să-l dacă văd pe Slash. Dacă vor urca pe scenă, că știi că nu. Ne țin vreo 3-4 ore. Păi când au venit în 2010, cred că au fost prima dată și după aia în 2012. În 2010 s-au deschis porțile la ora 4. Am mers acolo lângă scenă. Au început concertul după ora 8. Deci așa se face. Da. Da, e vorba, i-am așteptat atâția ani, mai stă câteva ore. Da. Mi-ar plăcea să văd, de pildă, în România un concert U2, mi-ar plăcea să văd Coldplay, dar probabil că o să ajungem și acolo. Da. La cum evoluează lucrurile în ultimii 2-3 ani, că văd că sunt concerte, festivalul de jazz fabuloase pe peste tot, niște line-up-uri, am văzut acum la Cluj, la Timișoara, incredibile, probabil și la Brașov. Țin minte că și anul trecut a fost un line-up bun, că am văzut doar posterele, n-am fost la festival. Da, bine, am văzut Blejoi cu Beth Hart. Deci, din punctul ăsta de vedere, România are o ofertă foarte variată și e bine că e așa. Da. Da. Bun, Alan, îmi pare foarte bine că ne-am cunoscut și îți mulțumesc mult că ai venit. Și mie. Mulțumesc. Te mai așteptam. O plăcere. Sper că nu ne-am mai văzut nimeni. Cineva. Nu, doi spectatori avem. Plătiți de noi. Mulțumesc mult. Și vă aștept la Brașov. Venim.